voi deveni președintele Moldovei, când vă zbura porci. Hey, hi, hello! Sunt Cristina Mazilu și pentru astăzi v-am pregătit 5 expresii idiomatice cu referință la animale. Because who doesn't like animals? Am I right? Ok, let's start! Prima expresie va fi when pigs fly, când vor zbura porcii, ceea ce înseamnă că de fapt nu se va întâmpla niciodată. Cum ar fi? I'll become the president of Moldova when pigs fly. Voi deveni președintele Moldovei când vor zbura porcii. A doua expresie va fi hold your horses. Hold your horses înseamnă stai un pic, nu te grăbi. Ok? So cum ar fi? You speak way too fast. Can you please hold your horses? Vorbești prea repede. Te rog frumos să încetinezi. A treia expresie este to let the cat out of the bag, ceea ce înseamnă a scăpa mâța din sac, care de fapt are conotația de a dezvălui un secret. Cum ar fi? I'm so sorry, I let the cat out of the bag about your party. Îmi pare foarte rău, dar am scăpat mâța din sac sau am dezvăluit secretul petrecerii tale. A patra expresie este the lion's share. The lion's share se traduce ca bucata leului, care de fapt înseamnă partea cea mai importantă și cea mai vitală. Cum ar fi? I would love to own the apple's lion's share. Mi-aș dori foarte mult să dețin bucata leului, bucata cea mai importantă, în compania Apple. Și ultima expresie pentru astăzi este the elephant in the room, elefantul din cameră, care de fapt nu există, dar elefantul din cameră se referă la ceva inconfortabil, ceva ce nu-ți creează confort. Cum ar fi? De exemplu, when my two friends who hate each other are in the same room, you can clearly feel the elephant in the room. Când prietenii mei care se urăsc unul pe celălalt pot simți elefantul din cameră. Țineți minte, expresiile idiomatice în engleză, de fapt, nu pot fi traduse, pentru că ele nu au sens. Dar, dacă înțelegeți conotația lor, atunci le puteți folosi cu ușurință. And now, let's revise. Să repetăm ce am învățat. Astăzi am învățat when pigs fly, the lion's share, the elephant in the room, to let the cat out of the bag, and hold your horses. That's it! I'll see you next week with a new video. Thanks for watching and have a nice time! Bye!